Firma contractată de municipalitate a finalizat lucrările de construcție a unei noi creșe. Aceasta este situată pe strada constructorilor din cartierul Țiglari. După darea în folosință, aici vor putea fi primiți până la 90 de copilași. Creșa nu va fi însă funcțională prea curând. Reprezentanții primăriei spun că investiția în valoare de peste 6 milioane de lei va fi dată în folosință abia după ce va obține avizele de funcționare și va fi angajat personalul necesar. Creșa ar fi extrem de necesară. Sute de copii sunt pe listele de așteptare la toate creșele din Sibiu, iar numărul locurilor este în continuare insuficient. În plus, în zonă nu funcționează nicio altă creșă. Primăria Sibiu a finalizat construcția unei creșe cu 90 de locuri în cartierul Țiglari. Noua creșă a fost construită lângă grădinița 36 de pe strada constructorilor, printr-o investiție de 6,3 milioane de lei. Creșa a fost construită lângă grădinița cu numărul 36, parte din finanțare provine din fonduri europene. Mai bine de 60% din bani însă provin din fondurile primăriei. Clădirea are o suprafață totală de 1300 de metri pătrați, structurată pe parter și etaj. Imobilul este izolat termic și are panouri solare, astfel încât, pe vreme bună, apa este încălzită gratis. În plus, clădirea beneficiază de încălzire în pardoseală. În interior au fost amenajate 6 săli de clasă, o sală de mese, bucătărie dotată cu tot ce trebuie pentru a fi pregătită mâncarea copiilor, spălătorie pentru rufe, grup pur sanitare, un cabinet medical, vestiare, spații administrative, dar și o cameră specială unde părinții își pot aduce pe cei mici folosind căruciorul, își pot lăsa aceste mijloace de transport. În plus, în curte a fost amenajat și un loc de joacă. Este printre puținele creșe de din oraș unde copiii vor putea fi scoși în curte la aer. Până să fie dată în folosință, însă va mai trece ceva timp, primăria trebuie să obțină autorizație ISU, certificatul de performanță energetic, să o înscrie în CF și mai apoi să o transmită în comodat școlii numărul 23. Școala trebuie apoi să să obține autorizațiile sanitare de la DSP și DSV. Ulterior va trebui trecută și evaluarea ARACIP și abia după toți acești pași, Ministerul Educației va putea emite ordinul de autorizare provizorie, astfel încât Inspectoratul Școlar să introducă și această creșă în rețeaua școlară. Ministerul trebuie să aprobe și numărul de posturi care vor fi scoase la concurs, în timp ce Inspectoratul va trebui să organizeze concursul. Abia după finalizarea angajărilor, inclusiv a puericultorilor, se vor putea face înscrierile pentru creșă. Cel mai probabil creșa va fi funcțională începând cu anul viitor școlar. Pesta porcina africană lovește din nou, de această dată boala a fost depistată la doi porci mistreți vânați în zona localității nou român. Apariția unui potențial focar într-o zonă în care efectivele de suine pot fi cu greu controlate, îi determină pe reprezentanții prefecturii să năsprească măsurile de siguranță. Conform deciziei Centrului Local de Combatere a Bolilor întrunit la Prefectura Sibiu, în zona fondului de vânătoare unde au fost detectate animalele bolnave, s-au instituit măsuri de protecție pe o rază de 13 km față de 10 cât era în mod obișnuit. În cazul depistării bolii la porci domestici, crescuți în gospodării sau în exploatații. Zona infectată are o rază de 8 km în jurul cazului și cuprinde localități și fonduri cinegetice din nou român, Arpașul de Jos, Colun, Glâmboaca, cu de Jos, Scoreiu, Sărata, Cârțișoara, Arpașul de Sus, Fofel de cârța și fondurile cinegetice nou român și Bâlea. Zona tampon are o rază de 5 km în exteriorul zonei infectate și cuprinde atât localități din județul Sibiu cât și din județul Brașov. La acestea se adaugă și șapte fonduri cinegetice, 5 din Sibiu, iar restul din Brașov, inclusiv în zona 5. În zonele amintite nu se vor putea vinde, cumpăra sau sacrifica porci. În cazul sacrificării pentru consum propriu, acestea se va putea face numai cu acordul scris al medicului veterinar. Conform ANSVSA, la nivel național sunt active aproximativ 50 de focare de peste porcină. Trei dintre acestea sunt în mari exploatări comerciale. De la debutul primelor cazuri, din iulie 2017 și până în prezent, au fost depistate 5.890 de cazuri de peste porcina africană. Dintre acestea au fost tinse o număr de 5.843. În ceea ce privește mistreții, la nivelul județului lui sibiu din 2017 și până în prezent au fost confirmate 121 de cazuri. Polițiștii au reținut un tânăr de 28 de ani bănuit că noaptea de 26 spre 27 septembrie a intrat într-o mașină de poliție parcată în fața sediului IPJ de unde a sustras telecomandă pentru girofar, o vestă antiglonț, două lanterne, un stick, un suport pentru telefonul mobil, dar și un spray dezinfectant. Prejudiciul total este estimat la suma de 4.700 de lei. În cursul zilei de joi, polițiștii au făcut o percheziție domiciliară în Șelimbăra acolo unde tânărul originar din București locuiește fără forme legale. În urma percheziției, prejudiciul a fost recuperat în proporție de 90%. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. La data de 10 noiembrie, în urma activităților specifice desfășurate a percheziției domiciliare efectuate, precum și aprobatoriului administrat într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat, Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Sibiu au identificat și reținut un bărbat în vârstă de 28 de ani, domiciliat în municipiul București și fără forme legale în localitatea Șelimbăr din județul Sibiu, bănuit de săvârșirea acestei fapte. În baza mandatului de aducere, bărbatul a fost condus la sediul Poliției Municipiului Sibiu, iar ulterior audierii și administrării probatoriului a fost reținut pentru 24 de ore în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Sibiu. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Inspectorii de muncă de la Sibiu au dat iama în firmele care se ocupă de intermedierea contractelor de muncă pentru sibienii care vor să muncească în străinătate. Din cele 27 de firme care activează în acest domeniu în tot județul Sibiu au fost verificate 22. În timpul controalelor, inspectorii au descoperit 10 de nereguli. Au fost aplicate 12 avertismente și două amenzi în valoare totală de 16.000 de lei. De asemenea, au fost dispuse măsuri de remediere. Precizăm că la nivelul județului Sibiu sunt înregistrați un număr de 27 de agenți de ocupare a forței de muncă cu menții că doi dintre aceștia se află sub urmărire penală, iar un agent de plasare a forțe de muncă a schimbat caenul și a solicitat Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu retragerea dovezii și eliminarea acestuia din lista agenților de plasare a forțe de muncă, anunță reprezentanții ITM Sibiu. Scopul controlelor a fost acela de a ajuta pe agenții economii să conștientizeze că nerespectarea condițiilor de funcționare și a procedurilor de înregistrare, dar și nerespectarea prevederilor legale pot avea consecințe grave, atât pentru persoanele juridice, cât și pentru cei care li se adresează în vederea unui loc de muncă în străinătate. Primăria scoate la licitație mașinile abandonate de pe domeniul public. Este vorba despre 31 de autoturisme ridicate care vor fi valorificate ca fier vechi. Primăria Sibiu, prin serviciul domeniu public, va organiza o procedură de licitație pentru a valorifica ca fier vechi 31 de mașini abandonate și fără stăpân, ridicate de pe domeniul public și trecute în proprietatea municipalității. Licitația va avea loc în data de 28 noiembrie cu începere de la ora 11. Ofertele pot fi depuse până în data de 25 noiembrie la prânz la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu din Piața Mică numărul 22. Mașinile abandonate pe domeniul public au fost ridicate în vederea eliberării spațiilor de parcare ori altor terenuri publice. Serviciul de Administrare a Domeniului Public și Privat continuă să identifice autoturisme abandonate în spații publice și, după somarea prealabilă a proprietarilor, să le ridice în vederea valorificării în caz că posesorii de drept nu iau nicio măsură. Licitația de la finele lunii noiembrie este cea de-a doua de acest fel din acest an. În cadrul primei au fost valorificate la fier vechi un număr de 45 de mașini. Suma obținută de primărie în urma primei licitații a fost de 62.440 de lei. Accident în lanț la ieșire din Mediaș spre Moșna. Șoferul unei mașini nu a păstrat distanța de siguranță și a lovit mașina din fața sa. În urma impactului, aceasta a fost proiectată într-un alt autoturism aflat și mai în față. De vină pentru producerea evenimentului rutier este un bărbat de 63 de ani. Acesta nu a păstrat distanța regulamentară dintre autovehicule și a lovit o mașină condusă de către un bărbat din Moșna în vârstă de 54 de ani. Mașina acestuia a lovit la rândul ei autoturismul condus de o șoferiță în vârstă de 51 de ani. În urma evenimentului rutier a fost rănit un bărbat de 68 de ani pasager într-una dintre mașini. Bărbatul a fost transportat la spital. Polițiștii biroului rutier Mediaș au intervenit la un accident produs pe drumul Județean 141 la ieșirea din Mediaș spre localitatea Moșna. Din primele cercetări efectuate de către polițiști s-a stabilit că trei autoturisme care circulau spre Moșna au fost implicate într-o coliziune în lanț față-spate. Ultima mașină, cea de-a treia, condusă de către un medieșean în vârstă de 63 de ani, pe fondul nepăstrării distanței regulamentare în mers, a lovit mașina din fața sa, condusă de către un bărbat de 54 de ani din Moșna, pe care a proiectat-o înainte lovind mașina condusă de către o femeie de 51 de ani din Moșna. Impactul a dus la vătămarea corporală a unui pasager din cea de-a treia mașină, un bărbat în vârstă de 68 de ani care a fost transportat la spital conștient. Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor circunstanțelor produce. Acestui eveniment rutier. Decizia extremă la IPJ Sibiu, polițiștii pe tura cărora un sibian reținut inițial pentru consum de alcool la volan a fugit și a sustras o mașină de poliție pe care a condus-o ulterior pe DN7 până aproape de tălmaci au fost destituiți din funcție. Cei doi agenți plătesc cu locul de muncă pentru că ar fi adus grave prejudicii de imagine instituției. Decizia IPJ a fost făcută publică pe Facebook de către fostul polițist al serviciului rutier Marian Răduinea. Acesta se arată indignat de faptul că cei doi agenți sunt dați afară din instituție, iar alții pentru fapte mult mai grave sunt în continuare are în funcție. Pe imaginea postată de către fostul polițist se vede că ordinul de demitere a fost semnat deja de către șeful IPJ Tiberiu Ivancea. Din fericire, măsura nu este una definitivă, aceasta poate fi contestată la IGPR. Reamintim faptul că în luna octombrie un tânăr de 23 de ani prins inițial de polițiști la volan sub influența alcoolului, după ce a fost condus la spital pentru recoltare de probe biologice și mai apoi dus la sediul poliției rutiere Sibiu pentru declarații, într-un moment de neatenție al oamenilor legea sustras cheile unei auto speciale de poliție parcată în apropierea instituției și oricând în ea a condus-o cu gând să ajungă până la Vâlcea. Pe drum tânărul a alimentat într-o benzinărie, s-a dat drept polițist și a amendat chipurile un alt șofer, iar mai apoi s-a oprit la un bar pe traseu. Șoferul amendat de așa zisul polițist a sunat la 112 și așa au reușit oamenii legii să pună mâna pe hoțul autospecialei. Tânărul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru furt și uzurpare de calități oficiale.